Raja va executa lucrări de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei distribuției apă potabilă din municipiul Constanța. Acestea vor avea loc joi, în intervalul orar 8-19. Afectați de lipsa apei vor fi mai mulți consumatori din următoarele zone. Perimetrul delimitat de străzile București, Bulevardul 1 decembrie 1918, Ștefan cel Mare, Avram Iancu, București, punctul termic 72 și școala gimnazială Ion Jalea. Strada prelungirea Ion Rațiu, tronsonul delimitat de prelungirea Timișanei și prelungirea Unirii. Strada locotenent Gheorghe Economu, artera cuprinsă de strada Unirii și Pescarilor, inclusiv străzile adiacente. Strada Pescarilor, între prelungirea Ion Rațiu și Ciprian Porumbescu, cu punctul termic 31. Perimetrul delimitat de străzile șoseaua Mangaliei, Caraiman, Bulevardul 1 Mai, Școlii, șoseaua Mangaliei, cartierele Abator și Far și punctele termice 153, 154 și 182. Și zona delimitată de străzile Bulevardul 1 decembrie 1918, Bulevardul Lice Brătianu, Oborului, Ile Caragiale, Bulevardul 1 decembrie 1918, punctele termice 74 și 75, precum și strada Agricultori. Având în vedere că aceste operațiuni se desfășoară la nivelul mai multor puncte de lucru, reluarea furnizării apei potabile se va realiza în mod gradual. Raja își cere scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigură că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi.